Bună ziua, e 26 noiembrie 2022. Am revenit la stupină să termin de pregătit stupii pentru iarnă, de împachetat. Și vreau să văd dacă nimeresc câțiva dintre cei mari care nu vi-am arătat, ci să vi arăt. Aici ar trebui să fie unul. Cam așa arată. Ăsta e notat că l-am redus pe 10 rame. N-o să-i frunzăresc, doar vi arăt. Uite că... Așa. Aici ar fi doi care ar trebui să fie pe 9 rame. Ăsta s-a micșorat. E pe 3, 7, 7 rame, 8. Cam așa, văd eu dacă îl micșorez sau nu după ce ridic pe la jumătate să văd cum stă cu oxistripul, dacă i-a rămas benzi neroase să le scot. Și dacă jos e mare, atunci nu-i problemă, fiindcă eu ce am făcut jos am avut ramele cu puieci, rame goale, și sus în principiu au fost table de miere. Și atunci la unii, chiar dacă sunt mari, sus n-au urcat foarte mult, că erau pline ramele cu miere. Așa, și uite aici am avut o notiță de regres și s-ar putea să am dreptate. Deci l-am lăsat mult, mult prea mare. Ceva s-a întâmplat aici. Asta e cu o ceva mică problemă. Și pe aici parcă mai aveam unul mai mărișor. Ia să vedem ce face. Meritul la dimensiunile astea, să zic, sunt trei factori. E primul an când am stupe așa mari, eu n-am făcut nimic special la ei ca să arate așa, asta e pe 9 rame. Dar am avut culesurile astea târzii, care nu le aveam până acum, e primul an. Și oxistripul am dat începând după salcâm. Am dat o tură și în toamnă au fost 3-4 ture, aproape a patra tură am dat-o, dacă am din ce a rămas neros, am ridicat și am repoziționat. Deci 3 ture de oxistrip, asta înseamnă 4 ori 3 benzi, tot la 3 săptămâni. Și cred că sunt curați de varo, cel puțin așa mi-a dat în tester când am reușit să fac. N-am reușit să fac foarte multe teste cu tester, dar arată binișor. Ăsta, într-adevăr, îmi notasem că parcă l-am văzut în regres și mai am unul care aici, care a fost în regres. Acum vom urmări la tratamentul de Crăciun, când fac oxalicul. O să bag temporar, vedeți, am șuberele lăsate aici. Le bag temporar 4 zile ca să vedem unde cade, să vedem dacă vor cădea acarieni. Și o să ținem minte de ăsta de aici și de ăsta de aici, care acum sunt micșorați. Să vedem ce va fi în câteva săptămâni când fac tratamentul de Crăciun cu acid oxalic 3,5% picurat. Acum sunt pe grabă, că se întunecă foarte repede. Vreau să termin lucrările astea, să mă pot liniști și eu cu pregătirea de iernare. Eu vă salut, sănătate tuturor și nu uitați, tuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră.